Bine ați venit la Stax TV, un nou material dintr-o nouă serie cu mașini rulate de la partenerul nostru, Siriac Autorulate, despre care aș vrea să vă spun că puteți să cumpărați aceste mașini în finanțare, puteți să le uh, testați înainte, se poate programa un test drive, uh, puteți să aduceți mașina dumneavoastră la buyback să fie evaluată corect și să o lăsați aici ca să nu vă mai bateți capul cu tot felul de cumpărători și așa mai departe, cu telefoane și programări. Uh, mașina dumneavoastră poate fi livrată acasă, chiar și în țară, fără niciun. Bine, în țară nu știu dacă, probabil că este un cost, dar în București este gratuit. Mașinile sunt cu istoric verificat, mașinile sunt vândute în mod corect și normal de la un dealer, așa cum îl știți, de atâta vreme. Noi, astăzi, avem acest Defender, acest Defender 110, în patru uși. Este o mașină care Luna aceasta este la promoție. Nu o să vă spun prețul, puteți să intrați și pe pagina lor, pe site sau pe aplicația pe care o știți, Autovit. Luna asta, promoție, Defender 110, cu doar 400 de cai, motor de 3 litri, supraalimentat, benzină, așa cum sunt mașinile normale, pe benzină. N-am zis că este mild-hybrid, deci taxele sunt scăzute pentru mașina asta. Nu trebuie să vă faceți probleme că te plătiți un impozit cel, dar ce îmi place cel mai mult este performanța. Mașina asta poate să ajungă de la 0 la 100 de km în doar 6,1 secunde. Eu, la mine toate comparațiile se duc la Subaru Impreza VRX STI, care făcea 55 100 acum mulți ani și mi se părea fantastic. Eu știu că acum na, performanțele mașinilor au crescut, ca să zic așa, dar pentru mașina asta de doar 2,3 tone să ajungă la 6,1 secunde la 100 de kilometri, Mi se pare o performanță foarte bună cu un consum de 12% dat de fabricant și o viteză maximă de 190 de km la oră. Pe asfalt, nu în teren accidentat. Vorbind de partea frontală, pot să vă spun că acest Defender sau modelul Defender la ora actuală este mașina care poate fi cumpărată de nou cu cele mai bune specificații în teren accidentat. Probabil că nu mulți oameni își permit să cumpere o mașină nouă care, al cărui preț probabil că variază în jur de 100 de mii în funcție de dotări și motorizări alese și să se ducă cu ea să o chinuie în off -road. Dar niște drumuri de-astea forestiere și niște overlanding probabil că se pot face sau își pot permite oamenii să facă cu ea și așa cum spuneam, este o mașină care are cele mai bune specificații în teren accidentat. Nu există o mașină nouă vândută la ora actuală care să stea mai bine decât Defender-ul în aceste specificații. Nu o să vă plictisesc cu unii de atac, degajare, rapoarte și așa mai departe, pentru că probabil nu, ăsta este scopul clipului. Eu o să vă prezint mașina și noi să vedem. Această mașină are 43.000 de kilometri. O să vedem cum s-a păstrat, ce accesorii are, cum arată interiorul și, bineînțeles, cum merge. Partea din față, aș vrea să găsesc cheia și să aprind farurile, dar, bineînțeles că, fiind sponsorizat de NASA, am de buzunare încât nu mai găsesc cheia mașinii, dar uh, are, un, uh, are un aspect plăcut. E foarte frumoasă, mie îmi place. Vine și cu aceste... Și nu să le zic, tălpici, striate, ca să te poți urca pe capotă și să faci ca vandam între tiruri. Nu știu exact de ce te urci aici pe capotă, dar poate vrei să te urci pe capotă mașinii. Am văzut că mai e o modă, să mai urcă oamenii pe plafoane, se mai urcă pe capotă, să-și facă poze pentru rețelele de socializare și atunci măcar poți să pui picioarele aici ca să nu zgârii capota. Mare atenție, nu vă urcați pe plafon, că la majoritatea mașinilor se strâmbă. Și după aia avem tot felul de probleme legat de trenul de rulare, roți și așa mai departe. Mașina vine echipată cu Pirelli Scorpion, este echipată cu o suspensie pe aer, adică are niște perne de aer care pot regla înălțimea mașinii. O să vedeți și la poziția de încărcare și poziția de off-road. Oamenii care au testat mașina și care au condus-o în teren accidentat cu viteză destul de mare spun că este foarte confortabilă, mai ales că mașina nu mai este dotată cu punți, așa cum le știam noi, rigide, osiile alea dintr-o parte în alta. Mașina are brațe față-spate. Deci, față spate brațe, foarte confortabilă, foarte interesant pentru că pe noi ne interesează și mersul pe asfalt. Că până la drumul de off-road avem de mers pe asfalt și majoritatea oamenilor folosesc mașinile astea pur și simplu prin oraș. De-aia și mulți dintre producătorii de mașini au scos multe dotări specifice off-road-ului pentru că nu face altceva decât să crească prețul și să oamenii să nu folosească blocanți sau mai știu eu ce reductoare și așa mai departe. Avem aici o priză de aer care este. Adevărat, avem uh, aceste decoruri în piano black, ca să nu zic negru lucios. Vine și cu side step-ul ăsta, <gură> m-am urdărit de engleză. Vine și cu pragurile astea care pot fi trecute uh, foarte simplu ca și trepte de acces în mașină. Avem și scara pe lateral, nu știu dacă, Marius, la scară Trebuie să caut cheia, Marius. Să vă arăt uh, această opțiune care a rămas deschisă. Ah, am reușit! Băi, nu cred că era folosită, mă, că m-am chinuit data trecută să... Nu mai avem cheie, nu? o filmașină. mașină. M-am uh, chinuit data trecută la filmare să trag de ea și nu prea se desfăcea, dar cred că n-a fost folosită efectiv. Avem această scară, ca și accesoriu, care se desface. Uh, ea spune că ține până la 150 de kg. Eu în ultima vreme am mâncat mai mult, așa și n-aș vrea să mă urc pe ea. Dar pentru voi o fac. O fac pentru voi. Dacă se zgrie, mă micule, mi-e frică, dar mă urc. M-am urcat, frate. M-am urcat, avem un plafon negru lucios, foarte frumos, dacă am avea aici dotat cu mașina, dacă ar fi dotată cu bare transversale, cu suport de bicicletă, cu, eu știu, rufrac, cu canistre, cu ce mai pun oamenii, cort și așa mai departe, am avea această scară care ne facilitează accesul pe plafon. Se strânge foarte lejer și ușor, intră aici în locul ei și de fiecare dată când se închide, ca să o accesăm, trebuie să folosim cheia. Designul mașinii, mie personal îmi place, pentru că, așa cum spun mulți, domnule, am desenat eu. Am desenat eu, fac frumos, i-am pus două roți, nu e ceva fantastic din punct de vedere al designului, dar simplitatea câteodată e mai bine decât, sau arată mai bine decât mașinile foarte complicate cu designuri ciudate. Arată o mașină bărbătească, o mașină de teren, așa cum trebuie să arate mașinile de teren, din punctul meu de vedere. Eu știu că lumea mă percepe așa, da? Că sunt da? Eu, eu, greșeala mea. Mai bad. Stai un pic. Te rog eu. Te rog eu, aprinde stopurile! Te rog eu, aprinde stopurile! Atât de frumoase erau, da? Mai luăm un cadru data viitoare, cu stopurile aprinse. Și cum spuneam, partea din spate îmi place foarte mult. Este sexy, este cum trebuie să arate o mașină de teren. Cu roata de rezervă aici, în spate, pentru noi, ăștia care n-am avut bani să o luăm cu dotarea asta de nouă sau care ne-am pus rost mai mare, e destul de greu să punem un suport de roată de rezervă în spate, dar nu trebuie să vă faceți voi probleme, pentru că mașina asta vine dotată din fabrică cu această roată de rezervă. Designul părții din spate este foarte frumos, are și cârlig de remorcare dacă vreți să cărați remorci cu motorete, cu rulote și așa mai departe. Foarte frumos, aici alimentăm cu benzină, așa cum v-am spus, mașina asta este dotată cu un motor pe benzină de 3 litri supraalimentat și vreau să vă arăt acest compartiment de depozitare. Cu această cheie pe care nu știu ce scrie, că scrie în chineză și eu n-am învățat la școală. Bun, se deschide foarte simplu, e mult mai ușor decât partea cu scara. Avem și un opritor aici, că putem să stăm de ploaie. Dacă plouă, ne păcăm aici frumos, cu plasă, bineînțeles că nu intră apa aici înăuntru și putem să ne punem semnișurile de la soție. Când mergem noi pe drum, avem semnișurile de la soție aici. Nu mai contează, nici nu mai închid. Vreau să vă arăt portbagajul și spațiile de depozitare din portbagaj. Cine? Mașina stă înclinată pentru că așa a vrut Marius. O să vă arăt la portbagaj cu. Ridicat și lăsat din butonul din porbagaj Așa cum v-am spus, mașina asta vine dotată cu perne de aer Și brațe și pe față și pe spate O să le filmeze Marius și o să vedeți despre ce e vorba Încă un sfat gratuit Dacă aveți mașina dotată cu perne de aer Și mergeți pe drumuri cu pietrici Drumuri forestiere și așa mai departe E foarte bine să o ridicați la maxim Să mergeți la self și să spălați foarte bine pernele Pentru că poate să intre pietricele acolo Care în timp să frece și să uh, Ducă la uh, uzarea pernei Vino jos să-ți arăt vino jos. Uite aici. Vezi? Vezi? tu? Aici poate să intre pietricele și e periculos. Așa, aveți brațele aici, deci nu mai avem punte, brațele Marius. Mașina foarte confortabilă în teren, cât și pe asfalt. Bun. Hai să vedem la porbagaj. Imediat. Vin acum. Nu vă agitați, vin repede. Dăm cheia, dăm cheia, gata. Așa, bun. Ia să vedem ce se întâmplă dacă... Ce se întâmplă? Nu contează. Nu știu eu cu ea. Am aprins și stopurile, vezi? Am vrut special. Bun, aveam această ușă cu amortizor foarte frumos. Se deschide cu spații de depozitare aici. Putem să facem mai mult ca sigur aici triunghiul reflectorizant, dar mai mult ca sigur există accesorii unde să ne facem aici masă, să gătim o omletă, o ce ne place nou. Bagajul cu banchetele în poziția normală are 500 de litri ceea ce este fantastic. Dacă cumva vă faceți un setup de dormit aici în spate, e foarte interesant pentru că Land Rover a păstrat geamurile astea de sus. Putem să vedem cum ninge, să vedem stelele noaptea, știi? Sau să-i arătați, nu mai contează, nu mai zic, că eu zic mai prostii. Da, avem aici butonul de acces în portbagaj. Ți-am că mi-ai consumat tot aerul, nu? Ți-am zis, nu? Ți-am zis. Că ai ridicat totul. Sunt la, la maxim. Da, deci de aici mașina ar trebui să coboare. Nu știm noi. Asta e problema. Noi nu știm. N-am făcut lecții. Eu tot timpul m-am la școală în copiat. Se vede. Bun. Deci de aici avem accesul în porbagaj facilitat de către mașină. Dacă apăsăm pe buton, mașina trebuie să coboare ca să putem să nu mai ridicăm atât de sus bagajele voluminoase. Bun. Este dotată cu acest preșuleț extra față de, față de preșulețul cu care vine din fabrică. Avem aici tot felul de lucruri stingătoare, vă rog să vi le prindeți, pentru că de multe ori mi-a explodat stingătorul în portbagaj. Tot felul de accesorii, pentru că oamenii ăștia sunt plini de accesorii, de plase, de chestii, de depozitare. Avem și cric și, ca să vă dați seama că e mașină serioasă, așa arată cârligul de tractare pentru mașina asta. Da? Deci mașină serioasă care dacă rămâne în noroi cu 2 tone 300, trebuie să fie foarte bine ancorată ca să fie scoasă de acolo. Plase de ancorare bagaje pe lateralii pereților din portbagaj. Avem aici și tot așa de ancorare și stânga dreapta pentru sticle sau ce putem să punem noi aici. Chiar și stingător. Aceste cârlige pentru agățat plasele de cumpărături, banchetele spate care vin și ele cu designul ăsta foarte uh, dur, așa de off -road. să călcăm pe ele, să facem, să dregem, se pot rabata de aici. Cumva? Da, se poate, bineînțeles. Și asta. Așa, dacă strângem... E, acum are... Uh, 963 de litri. <laughs> mă corectați voi în comentarii. Dacă... <laughs> Da, bun, arată bine, mie îmi place mașina, v-am spus, îmi place mult, putem să punem aici o saltea, să dormim frumos cu Webasto, cu tot ce vrem, avem și prize de încărcare pe spătarele scaunului din față. Dar asta discutăm la interior, hai să mergem la interior. Și cum spuneam de interior, eu mă simt foarte bine la volan, am o poziție optimă, puțin modificată de bălășoiu care s-a urcat pe aici, a dat el de butoane, nu contează, dar mi se pare că totul este așa cum ar trebui să fie. Îmi place foarte mult designul bordului, că vine scobit și cu mânere din astea de ținut, fețele de ușă au aceste șuruburi. Arata mașină de off-road, așa cum spuneam, este mașina care vine cu cele mai bune specificații pentru teren accidentat la ora actuală pentru o mașină nouă. Bun, selectorul treptelor de viteză îl avem aici normal, ce bine că nu mai avem butoane, rotițe și așa mai departe, va mai mult butoanele o să reapară și iar touch screen-urile o să dispară din ce în ce mai mult pentru că cei de la ora în cap penalizează lucrurile de genul ăsta, display digital pentru bord, cotiera cu un spațiu foarte generos aici de depozitare, nu este reglabilă. Suport pentru două pahare sau cești de cafea, așa cum fiecare le folosește. Încărcător pentru brichetă, USB, USB și aici. Display-ul ăsta care pornește doar când pornesc motorul, pentru că mașina mă anunță că este bateria descărcată și cred că se referă la bateria de la hibrid care produce undeva la 14 cai. Bun, parasolarele cu acest parasolar aici la mijloc care mi-atrage atenția și mă gândesc că oamenii s-au gândit la toate detaliile. Știți că mai există posibilitatea să bată soarele prin spatele oglinzii și atunci le deranjează. Nu este totuși le Cruiser care să aibă parasolarele duble, dar să nu exagerăm, e mai mult decât suficient. Suport de ochelari, ăsta se închide așa, lumini. Oh my god, nu mă așteptam la asta. Eu nu mă așteptam la asta. A, nu, stai mă, iartă-mă -mi pe mine, aici nu e o lumină, e un buton de service, nu e lumină, e buton de service, controlul climei, super simplu, cu afișaj pe două zone, avem aici butoanele de off-road, DSP, reductor, climă, reglajul suspensiei, torpe două, scaunele încălzite tot ce trebuie și tot ce nu trebuie avem, plus butoanele pentru butoanele de pe volan, de care mulți s-au plâns că ar fi dintr-un plastic ieftin, nu mi se pare absolut deloc, mi se pare un volan normal, cu niște comenzi mai mult decât normale, cu un bord destul de corect și finisaje foarte, foarte bune. Scaunele, v-am spus, foarte confortabile. Nu mă așteptam la chestia asta să stau atât de bine în scaunele astea. Oglinda este mare, se vede foarte bine afară. Chiar dacă parbrizul este destul de îngust, vizibilitatea e foarte bună. Avem camere 360 peste tot. Dar mai vorbim de astea în mers cu mașina. Hai să ne, să ne mutăm și în spate să vedem cum, cât de confortabile e și acolo. Că n-am stat până acum. Merge? Merge. Oh. Mamă! Mamicule! E treaba solidă aici, că nu umblăm cu jumătăți de măsură. Bă, bă frate, așa am un loc? Așa am un loc aici? Îmi place. Testul de mașină bună, avem uh, manerul și la avem și la șofer, avem lumini în spate, avem această cotieră cu suport pentru două pahare, aici am mai e un spațiu mic de depozitare, gurile de ventilație pentru spate și bineînțeles brichete, USB-uri încărcătoare și tot ce mai avem nevoie. Iarăși aici spațiu de depozitare, aici avem tot felul de mini USB-uri și lucruri și aici probabil îți agăți un uh, umeraj pentru oamenii care poartă Tablet. sau tabletă sau costum sau ce vrei tu. Diverse accesorii, așa cum v-am spus, e o mașină super accesori. Mie îmi place gemulețul ăsta, așa mai așa pe gemuleț, mă uit aici. Ihuh, tati. Așa for bagajul în spate, care vine bineînțeles cu acel rulou care separă foarte bine spațiul și acest mâner aici, pentru că atunci când ți-e frică și zice bălășul, eu dacă e, dacă e ceva, eu spar geamul cu cotul. El a făcut karate când era mic, el spargea geamul cu cotul nebunul la patrol. Dacă e ceva, eu sparg geamul cu cotul. Pentru cred că spargi cotul dacă vrei. În sfârșit, mai bine te ții, mai bine te ții și nu în ultimul rând, cel mai important lucru, puneți centura și în spate. Este un must pentru că accidentul se simte la fel și în față și în spate și dacă tu nu porți centura și cei din față o poartă, o poartă degeaba, pentru că corpul tău va umbla ca un sac, nu mai zic de ce, de cartofi, până toată mașina, deci spațiu super, super îngăduitor aici pe banchita din spate și super confortabil. Hai să mergem cu ea, că de-abia aștept. Îmi place cum mă simt aici, îmi place cum văd din mașină, îmi plac oglinzile mult de tot, sunt pătrate așa, și frumoase și acoperite, cumva protejate de noroi, să nu se murdărească ușor. Și îmi place că văd scara și văd cutia aia în oglinzi. Îmi dă așa o, să zic, un feeling ăsta de mașină de off-road, de pff, merge peste tot, că facem drege. V-am spus performanțele 6100, motor de 3 litri, supraalimentat, bineînțeles și cu partea asta de partea asta de hibrid care ne ajută mult la răspunsul accelerației de jos. Nu ne ajută în acest test drive pentru că este descărcată bateria. E o mașină care stă aici la vânzare. Cum v-am spus și mai devreme în prezentare, luna asta beneficiază și de discount. Puteți să sunați, puteți să dați mail, puteți să veniți personal, să o vedeți la sediu de la Țiria Autorulate de aici, de la Romexpo, unde se construiește și deci, metrou și asta o informație. Comenzile merg foarte ușor, se direcția ca la orice turism, nu mi se pare nimic, nu știu, creoi de manevrat. Îmi pare rău că n-am un teren accidentat ca să testez această suspensie pe aer de care mulți oameni au numai cuvinte de laudă și spun că suspensia pneumatică sau aceste perne de aer în combinație cu, în combinație cu brațele față spate dau o ținută de drum foarte bună și foarte confortabilă, mai ales în teren accidentat. Cum spuneam, mașinile astea de off-road, pe care oamenii le cumpără să le folosească poate 90% pe asfalt, trebuie să se miște bine. Noi la mașinile vechi trăiam cu problema asta, că erau mașini submotorizate, cu 116 cai, 115 cai, 160 de cai pe două tone și ceva de mașină și atunci mersul în oraș era neplăcut și cum noi trebuie să ne deplasăm noi din București, poate sunt oameni care stau la pădure și atunci nu mai au problema asta cu asfaltul, dar noi trebuie să ne deplasăm pe asfalt, mai ducem și copilul la grădiniță și atunci mi se pare o mașină foarte robustă care arată că poate să meargă în teren accidentat, dar merge foarte bine pe asfalt. Accelerează ca un turism, partea de performanțe nu mai interesează așa de tare acum pe asfalt, pentru că știți foarte bine, avem radare, avem poliție peste tot nu mai, și nici nu e recomandat să, să mergem cu viteze excesive. La plecarea de pe loc, de la semafor, mașina se descurcă foarte bine, v-am spus, vine cu 400 de cai putere, se mișcă. Vine cu 400 de cai putere și asta o face să plece printre primele la semafor. O să vă arăt, dar ce să vă arăt? Că n-am camere, poate doar GoPro ăsta să filmeze un pic partea de suspensie. Ia să vedem dacă ia ea... Înălțimea de acces selectată. Oare o coboră acum? Mi arată că ea coboară. Deci, ou, oh, o cameră care s-a desprins și o trece de pietoni. Nici problem. o problemă. Iau eu camera asta și o țin eu în mână ce să facem, așa e când ești pe buget redus eu fac și pe cameraman, cum ați văzut și în clipul cu hammer de Dakar eu mai țin și camerele, mai și vorbesc, mai și prezint da, mi se pare foarte confortabilă mașina avem aici și reductor, pe care nu o să-l folosesc acum, pentru că nici nu tractez ceva foarte greu și nici nu urc la munte o pantă foarte, foarte înclinată Uh, dar uh, trebuie să mă credeți pe cuvânt, dacă nu sunteți interesați neapărat să cumpărați mașina asta și vă puteți programa la un test drive, că mașina se conduce foarte plăcut. Sunt foarte ok comenziile la volan, mulți oameni am văzut că se plâng de partea asta de butoane aici de pe, de pe volan și de mărimea volanului care ar fi cumva prea mare. Mie nu mi se pare, chiar nu mi se pare că e prea mare, mi se pare că este perfect potrivit pentru mașina asta. Uh, iar aceste butoane au spus că, domne, sunt dintr-un material ieftin și că cei de la Land Rover puteau să facă mai bine. Mie nu mi se pare așa, mie mi se pare că tot interiorul arată foarte bine, arată foarte bărbătesc, ca să zic așa, cu aceste mânere integrate în bord și cu spațiile de depozitare și cu toate aceste prize de încărcare USB și mini-USB. Mi se pare că totul este la locul lui, ba chiar și uh, display-ul uh, navigației sau al infotainment-ului. Uh, mi se pare că a ales un font uh, foarte finuț pentru litere. Uh, o să mă opresc aici, și dacă tot am camera asta în mână, să fac, iau niște cadre cu partea asta de infotainment. Nu știu cât a luat Marius, habar n-am. Ia să vedem. Fac eu și pe camera mano, acum sper să fie focusul pe auto. Nu e pe auto, dar sper că fac bine ce fac. Da, și spuneam că avem aici părțile astea de... Ce? Hold? A, eu apăsam pe... Îmi cer scuze. Apăsam pe SP. Modificare gamă indisponibilă. Ok. Avem aici, ne arată grafic cum virăm roțile și putem să cei de la Land Rover spun că mașina asta da, e focusul meu aici, am cer scuze. Am cer scuze pentru focusul meu. Da, ziceam că arată foarte bine display-ul. Spuneam că mașina asta în teren accidentat vine cu blocanți electronici, atât central cât și pe puntea spate, care în modurile de condus nisip, pietre, rock crawling și așa mai departe, am cer scuze pentru cadru, și chiar dacă nu sunt în focus, oricum nu e nimic interesant la fața mea, Ba doar niște riduri. <laughs> Așa, A, în aceste funcții de, de condus, în aceste moduri de condus, mașina știe singură ce, ce trebuie să facă în teren accidentat, ba chiar activează blocanții singură atunci când este nevoie, atât cât șoferul să nu fie stresat absolut deloc. Absolut deloc, își face singură treaba. Și merge foarte bine în teren accidentat, așa cum v-am spus. Mașina cu cele mai bune specificații, ca să nu mai vorbesc de design, și să spun că această mașină a câștigat numeroase premii pe partea de design și mașina anului. Deci, dacă doriți o mașină frumoasă și interesantă, și cu specificații bune în teren accidentat, nouă sau second-hand, eu nu știu una mai bună. Așa că vă las în comentarii să-mi spuneți voi dacă știți o mașină nouă cu specificații mai bune decât Defender-ul. Acesta a fost clipul. Sper că v-a plăcut, sper că ați aflat lucruri noi, sper că ați văzut cum arată un Defender la 43.468 de kilometri și dacă vi se pare interesant sau nu, dați și voi un share, un like și un subscribe ca în momentul în care noi postăm tot felul de clipuri, ba cu mașini de curse, ba cu mașini modificate, ba cu mașini noi sau second hand, să fiți notificați că am pus clip. Asta e treaba.